doamna Angelina Temeș Lungu. Mine pentru domnul președinte Liviu Rus. Au un loc, cătelin, cătelina, școlea pângă cecheraș. Cătelin, cătelina, școlea pângă cecheraș. Mândru care joacă bine, zie coalea lângă mine. Și care nu știe juca, să se ducă de aici. Să nu stai aici în loc, să mă zăhăia la joc. Să nu stai aici în loc, să mă zăhăia la joc. Cașă joacă pe la noi și înainte și înapoi. Cașă joacă bătrânii când înflorez mălinii. Că e greu să-nduluiesc și-apoi nu să mai opresc. Că e greu să-nduluiesc și-apoi nu să mai opresc. Joc și iar mă înveselesc cu mândru care-l iubesc. Am în joc și iar cânt cu mândruțul meu în rând. Și strunile măi la 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 la. Veselesc nevestile măi la 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 la. Cecherașe strunile măi la 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 la. Veselesc nevestile măi la 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 la. Am o joacă mândru meu măi la 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 la. Musai ca să joc și eu măi dorule, dorule. Placem casa și locul, măi la 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 la. Unde m-au adus mândru, măi la 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 la. Placem casa și locul, măi la 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 la. Unde m-au adus mândru, măi la 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 la. Placem locul și casa, măi la 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 la. Unde m-au adus badea, măi la 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 la. Dragul mie câmpul cu flori, măi la 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 la. Oamenii petrecători, măi la 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 la. Dragul mie câmpul cu flori, măi la 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 la. Oamenii petrecători, măi la 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 la. Totdeauna-mi place mie, la 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 la. Cu oameni de veselie, măi dorule, dorule. Cecheră când te aud, măi la 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 la. Tăcheră lilele uit, măi la 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 la. Cecheră când te aud, măi la 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 la. Tăcheră lilele uit, măi la 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 la. Și de-amuși de mult, măi la 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 la. Și de cât am petrecut, măi la 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 la. Cecheră cu patru strune, la 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 la. Dulce-maș cu tine în lume, la 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 la. Cecheră cu patru strune, la 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 la. Dulce-maș cu tine în lume, la 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 la. Cu tine și cu badea, măi, la 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 la. Aș înconjura lumea, măi, la 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 la. Lumea ca să-mi veseli, măi, la 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 la. Ghirurile să-n auze, măi, la 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 la.
Cetera a fost adusă tocmai de la Maramureș împreună cu glasul doamnei Angelina Timiș. Am văzut pe Lia că a jucat, a fost cea mai jucăușă și vreau să te întreb dacă de obicei la petreceri joci. Da. De felul meu nu sunt eu liniștită. Soțul meu zice, culcă-te, draga mea, că... Don, că atunci ești cu minte. Deci, da, îmi place să joc. Chiar acum de o lună de zile am încercat să învăț mai bine, chiar să învăț jocul popular, dar cu locul de muncă care nu chiar îmi permite să merg la fiecare ore. Am renunțat. Mă gândeam că poate în perioada de vară, în iulie, când se mai liniștesc apele, atunci chiar să crezi, voi... Să crezi, să crezi, nu se liniștească. Păi măcar speranță să avem domnul Rotaru la Fatima. Măcar speranță să avem. E bine că speranță. Mă gândeam că totuși atunci o să pot să iau câteva lecții și să chiar să învăț corect. E una să știi să dansezi și alta este aici domnul Rotaru, care am înțeles că singur, o puteți învăța dumneavoastră. Singurul lucru. Da, eu am mai învățat pe altcineva, nicio problemă. Nevastă mea când am cumpărat. Nevasta când am cunoscut-o, efectiv nu știa să danseze și nu era la dans pentru că vorba aia, așa a fost să fie. Și am invitat-o, mi-a zis, nu știe să danseze. Păi las că te învăț eu și am învățat-o și asta s-a întâmplat acum vreo 50 de ani. Și acum știe. Știe, da. Domnul Taru, eu vă plătesc, mă învățați. Nu dansează, da, da. Păi dacă dansează, nu joacă, știu, da. Nu știe să joacă. Bine, da, eu am luat-o de soție, cu tine ce fac? Păi nu mă iutim, mă. Avem un telefon, luăm un telefon. Bine, da, alo? Alo? Alo, m-auziți? Bună seara, bună da? Bună seara, Marius Balan, sunt un privitor constant al emisiunilor dumneavoastră. Bună seara. Și pentru excelenta colaborare cu dumneavoastră, cu postul de televiziune ASTV, cu toată echipa, în mod special cu domnul Beraru, nu pot decât să vă doresc multă sănătate întregii echipe, sărbători fericite și să nu vă lăsați să fiți și mai buni pe zi ce trece. Încă o dată mulțumesc întregii echipe pentru promptitudinea cu care a răspuns la fiecare chemare a mea personală ca cetățean, arătând împreună lucruri frumoase sau mai puțin frumoase și... De asta vă doresc să fiți echidistanți și să răspundeți și altor cetățeni, pentru că noi așa putem face emisiuni frumoase și bine audiate de public. Încă o dată, felicitări și mai bine la toată lumea. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi dai voie să deconspir cine este, pentru că mă simt dator, este cel mai împătimit iubitor de natură din județ, Marius Bălan. Atunci când vede pe râul Bistrița poluare, vine și ne anunță, ne aduce mostre, credeți-ne, în pungi de plastic, în ce poate, și are un parc privat cu braz. O să vedeți emisiunea, stimați telespectatori, marți. Emisiunea Impact de marți o să fie acel reportaj realizat la Șirioara, în satul Șirioara, comuna și Odorhei. Marius Bălan este un mare iubitor de natură și a reușit să strângă vreo 10 oameni cu putere din Bistrița, de acolo, din zonă, și acel parc din Șirioara, săptămâna trecută, ziua de vineri, a reușit să-l întinerească. Pentru că acolo s-a întâmplat o nenorocire, au fost tăiați niște copaci și iată că trebuie să mai punem în loc atunci când tăiem. Deci cinste domnului Bălan că iubește natura. Dacă cât mai mulți ca dumnealui și am avea un mediu mai bun, mai sănătos. Așa este. Eu vreau să ne detașăm un pic de televiziune, deși nu putem, și să vorbim despre pasiuni. Să vedem ce pasiune are domnul Rotaru în afară de televiziune și de joc. În afară de televiziune și de joc? Jocul dansul, popular, dansul. Nu? Dansul de cărți. Mijloacele pe care le au astăzi la dispoziție copiii noștri, nepoții noștri, sunt incomparabile cu cele care le-am avut noi la vremea respectivă. Mergeam și nu se punea problema atunci de a exploata minorii de către părinții țărani, mergeam cu vaca la păscut, o legam de picior și cu cartea în mână citeam. Și când